Crăciun fericit, doamnelor și domnilor, sărbători fericite dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc în această seară de ajun. Suntem împreună, așa cum se întâmplă în fiecare an, într-o seară specială, atunci când se aud pe ulițele satelor, dar și în orașele noastre, strigăte de copii. Toți, practic, vestesc venirea Domnului. Bunătate, generozitate, iertare sunt valori despre care vorbim pe final de an. Ne apropiem unii de alții, ne aducem aminte că unii fără alții nu putem merge mai departe. Colindul e de fapt un mesaj de a veni aproape de tot ce înseamnă credință, de tot ce înseamnă familie, de ce înseamnă casele noastre pregătite, înnoite, primenite pentru a aștepta pe pruncul Iisus. Crăciunul să dea Dumnezeu să fie unul binecuvântat pentru noi toți, să dea Dumnezeu ca pretutindeni pe planetă, Crăciunul să însemne o vorbă bună, dragoste, ceva de pus pe masă și oameni dragi alături. Este ceea ce ne-am propus în această seară, sub genericul Iată vin colindători, un program realizat într-o colaborare specială între prieteni. Vorbesc aici de două instituții ale celor două județe care sunt partenerii acestui eveniment. Iată, o emisiune realizată în mod cu totul special aici, la Sibiu. Vorbesc de județul Sibiu și județul Timiș. Așadar, Centrul de Cultură și Alta al județului Timiș, alături de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Cindrelul Junii Sibiului, prin cele două doamne director, Silvia Macra și Liliana Laichici, au ales să realizeze aici la Sibiu un program de colinde care să intre în casele dumneavoastră. Televiziunea Română, iată, îl aduce pentru dumneavoastră foarte aproape, prin intermediul micului ecran. Și ne dorim doar atât, să fie bucurie, să însemne emoții bune și bucurie, să valine sufletul colindătorii noștri și zic să începem să colindăm. Gazdele noastre, iată, din partea ansamblului Banatul și din partea ansamblului Cindrelul Junii Sibiului. Am să încep aici cu Lăiță și Dușa Stănescu, celebri coregrafe ansamblului Banatul. Bună seara și la mulți ani și Crăciun frumos aveți! Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră aici. Doamne ajută! Masă bogată aici din partea Banatului, oaspeți aici la Sibiu. Cred că ați gătit ceva. O săptămână, două, cât v-a luat? Dușa, cred că ne-am Dușa gândit cu mult drag și cu multă plăcere să fim alături de frații noștri Junii Sibiului, pentru că așa se cade la Sfintele Sărbători, să avem masă bogată. Și nu numai de Junii Sibiului, cred că, de toți românii care o să se bucure de ce ați adus aici pe masă. Mulțumesc tare mult, o să tot vorbim despre ce ați pregătit. Să vedem acum, doamnelor și domnilor, cum arată masa Junilor Sibiului. Nu știu dacă e mai bogată decât a Banatului sau... Marcele? Eu cred că da. Normal, nu mă așteptam la altceva. Cât din ce aici ai gătit tu? 70%. Nu cred. Ai muncit ceva? Normal. Bun, mi-amintesc că anul trecut a fost așa împărțită treaba cu cei de la Gura Râului. Acum te-ai întrecut pe tine. Cu ce te mândrești? Ce e cel mai bun de pe masă? Atât, doar mi-a răsit ce e mai bun. Lichiile noastre. Tot lichiu. Ai schimbat rețeta ceva? Aia... Las că vorbim. Hai că avem timp. Deocamdată, doamnelor și domnilor, să primim colindătorii, gazdele chiar. Atențiune, atențiune! Toți viciorii din sat care vor să se bage cu Junii! Să fie la primărie, să le dea primarul bon de lemne! Să plătească cauția ca să nu se bată! Că mâine e ziua de Crăciun și să aleg Junii, mă! Băi, ficior din sat, bă! Ce, bă? Veniți în târg ca să aleg Junii, mă! Venim, bă! Bruzulițe, doi cu jau! Cinstită gazdă, primiți Junii? Primim, primim! Cu Junii din marginii, bă, bă, hop, hop!
Ficiori, ficiori, fiți vesel mulțumitori și cu toți împreună să dăm un cuvânt de mulțumire acestor fețe cinstite și preacinstite. Subțiorul nostru, gazda noastră, ne-a făcut cinste mândră și frumoasă, precum vedeți și dumneavoastră, o masă plină de bucate de mâna lui Dumnezeu lăsate și o cană de vin curat de mâna lui Hristos lăsat, de unde o luat să nu se cunoască, Dumnezeu să le sporească cu suta și mia mai mult. Iar noi, ca buni români, din inimă să le mulțumim ca într-acest an ce vine să trăiască toți cu bine! Trăiască! 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 Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Să trăiască la mulți ani! Juni, păuni, ficiori, bujori, să ne trăiți sănătoși, că datina din strămoși o cinstiți cum se cuvine după legea din vechime. Să aveți trai bun și noroc cu fetele la un loc!
atâta lume frumoasă s-a adunat la casa noastră. Dragi colindători și falnici călători, frumos ați cântat și fecerile le-ați bucurat. Vremea-i sococim să vă dăruim cu un colac de grâu curat, geastă vară treierat. Și cu o sticlă de vin roșu să vă roșească fața. Și cu o pereche de cârnați pe coșul casei noastre a fumat. Gazdă omenoasă, cu găzdăriță frumoasă și nepoace geviță aleasă, vă mulțumim că ne-ați primit în casa voastră. Iar voi, fișor Dubăi, răgicați-vă în tălpile pișoarelor și în capicele oaselor. Și în capicele oaselor! Să mulțumim gazdei că ne-a dăruit un colac de grâu frumos. Ce grâu frumos! Să ne fie nouă și gazdei ce folos. Nouă și gazdei ce folos! Și aveți gura mulțumii! Mare mulțam! Mare mulțam! Hei, dragi colindători, după datina străbună, de cântat ne-ați cântat, dar am vrea să vă vedem și la jucat! A trecut pe la casa noastră. Când bucuria se așează cu binecuvântare în sufletele noastre, ea ne ridică mai presus de lume. Vă dorim sărbători fericite, multă sănătate și multă bucurie. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, ansamblurile Banatul și Junii Sibiului au realizat, iată, două momente speciale. Aici, în Sibiu, în zona Gura Râului, nu se colindă, însă cetele de feciori merg din casă în casă și joacă. Jocurile feciorești, cele mai cunoscute în această perioadă, sunt Căluțul, Romana și Fecioreasca. Jocuri feciorești, așadar, prezentate de Junii Sibiului într-un moment special. Iar ansamblul Banatul, un moment de colinde, așa cum se întâmplă acolo, în zona colinară a Făgetului, unde la fiecare casă oamenii se opresc, i-ați văzut dobașii pe care îi ascultăm acolo, în Banat,
și pe care am încercat așa cât s-a putut în acest program să vi-i aducem în casele tuturor. Mergem mai departe să vedem cine mai vine către noi. Iată, mai vin colindători. Corinșchiți. Și noi am corindat când am fost ca voi. Vă zicem și noi o corindă, de pe vremea noastră. Trei păpăți în lirăci așa se
Mulțumim, cât de frumoși sunteți! Mulțumim foarte mult și sărbători frumoase să aveți! Tocmai de la Satul Mare până la Sibiu, Leontina Dorca, bună seara și la mulți ani! Bună seara și la mulți ani! Sărbători. Doamne ajută! Pe cine ne-ați adus aici? Sunt minunați! Copiii de la ansamblu Cununița Năzdrăvană din Satul Mare. Ce vârste? De la cel mai mic până la cel mai mare? Cât? 3 ani jumate până la 14 și dirijorul nostru student. Am înțeles. În cât timp ați pregătit momentul ăsta? Colindele ni-s dragi și le-am colindat cu drag. Și mergeți la colindat în formula asta și acasă la Satul Mare? Avem prieteni care ne sunt alături totdeauna și merită să-i colindăm și atunci noi ne pregătim și mergem cu colinda. Suntem foarte bucuroși și așteptăm cu nerăbdare. Care e mai vorbăreț dintre ei, dintre cei mici? La cine mă duc? Ia să vedem, hai să încercăm. Carofi, nu? Bună! Zici și tu ceva, uite acolo, vezi un bec roșu. Zic, Crăciun fericit. Crăciun fericit. Bravo, mulțumim frumos. Spui și tu? Crăciun fericit. Spune-mi, te rog, ce vrei să-ți aducă moșu? O mașinuță. Atât? Și un tractor. Și un tractor. Îți dorești să conduci tractor? Da. De ce? Că îmi plac foarte mult tractoarele. Am înțeles, deci o să devii agricultor. E bun colacul ăla, ia spune-mi. E bun colacul? Da. Mai vrei? Nu. Am înțeles. Ce-ți dorești de la moșu? O combină cu telecomandă. Combină cu telecomandă? Ce să faci cu ea? Să merge cu ea. Atât? Da. E tot ce-ți dorești? Te duci la școală, la grădiniță? Cum ești? La școală. Ce clasă? 0B. Deci clasa pregătitoare, da? Și pentru doamna învățătoare, ce anume? Ce dar ei oferi? Nu știu. Nu știi? Cred că dânsa îți dă o nuia ție, a? Crezi că? Da. Nu ești, ești năzdrăvan? Nu. Ești cu minte? Da. Am înțeles. Mulțumim frumos! Crăciun fericit, dragii noștri! Să fiți sănătoși, voioși, frumoși, așa cum sunteți voi! Îmi spui și tu ceva? Zici tu o urare, uite acolo, la, uite acolo, vezi unde este becul acela roșu? Uită-te acolo și spune-le tuturor ceva. Să aveți Crăciun fericit și să-l petreceți împreună cu familia. Doamne ajută! Și tu? Să aveți un Crăciun fericit și să fiți mereu sănătoși. Doamne ajută să fim sănătoși! Și tu? Bine, mănâncă din colac întâi. Hai, termină de mâncat. Nu? Fă așa. Fă așa, că eu ferimit. Așa, acum vorbești. N-ai luat-o. Așa, mă. Și acum uită-te și zi. Vă doresc un Crăciun fericit. Tu ce-ți dorești? Ce vrei să-ți aducă moșul? Nu te-ai hotărât? Nu-i... Am înțeles. La colindat mergi? Da. Îți place? Da. Și Cât ai strâns așa după ultimul colindat? 1000 de lei. 1000 de lei, Doamne! Păi cum ziceam că spui colaci, nuci, mere, nu? Nu știu. Îți bune și alea și alea, bine? Și bănuții și, dar mai degrabă colacii, las că țin de foame, bine? Mulțumim foarte mult, mulțumim! De la Satul Mare, iată, până la Sibiu, mulțumim frumos pentru că ne-ați colindat și vă mai așteptăm. Sărbători frumoase să aveți! Se aud alți colindători! Hai, Robert, fii atent ce de colindători avem aici. La mijlocul cerului este un pom al raiului, mândre-i seara de Crăciun, dar acolo sânge șade, șadeau două rândunele, mândre-i seara.
ca sara din iasară și ca ziua de mâini, la anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani! Thank you.
Mulțumim, mulțumim! Ce de copii aici și ce joc pe finalul momentului! La mulți ani, dragii noștri! Toma de la Maramureș, cum te cheamă? Iulia. Minunat! Auzi, tu ce faci, dragă? Ce faci? Bine. Ești cam trist, am văzut și când ai colindat. De ce ești trist? Că... nu știu. Zice domnul învățător aici ceva. Zi urarea, ia. Care-i urarea? Plata noastră nu-i nimnică. O iagă de orin și-n parcul cel mai mic, un cârnaș, un păsătic. Și-n parcul cel mai mare, un cârnaș, o spinar. Oală de curec împlut, ce îndrumaș de mult, dar să fie cu groșor, să alunece ușor, la anul și la mulți ani. Măi! La mulți ani! La anul și la mulți ani! Bravo! Robert, Dușa, Lăiță, hai să le dăm ceva copiilor. Uite, aveți acolo. Așa, bun, 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 bravo! Uite, ia și tu de acolo. Așa, lichiu ca la Sibiu, auzi? Sper să-ți placă. Gata, deci ați primit mere, colaci, avem de toate. Bun, mulțumim, drum bun acasă, sărbători fericite vouă și părinților și celor de acasă, să duceți mesajul de aici, de la noi, de bine, da? Și vă așteptăm și la anul, la colindat. Mulțumim foarte mult. Unde-i domnul învățător? Unde sunteți, domnul învățător? Petru Ștețiu, vă mulțumesc tare mult că ne-ați adus de foarte multă vreme. Vă ocupați de acești copii minunați. Îi mai duceți de adevăratele la colindat? Nu trebuie să-i ducă, merg ei. Merg singuri? Singuri. De la noi obiceiul se păstrează foarte bine încă. Și acum anul ăsta a fost mai rău un pic, am trecut practic. Pandemia nu ne-a lăsat, dar să știți că la noi în tot anul și anul trecut am avut vreo 50 de colindători de copii la noi, un sătuț mic. Minunat! Deci oricum așteptăm colindători și anul acesta acolo acasă. La noi așteptăm, dacă nu poate să intre în casă, să îi chemăm în casă, îi servim afară, dar oricum îi primim. Doamne ajută, Doamne ajută, pentru că primim vestea nașterii Domnului. Copii, drum bun, să aveți un an frumos și sărbători frumoase, Crăciun fericit, Crăciun fericit! Mulțumim colindătorilor din Maramureș, doamnelor și domnilor, și vă rog să-mi permiteți să mulțumesc pentru sprijinul acordat sponsorului nostru. Vorbim de domeniul Ciumbrud, cei care sunt alături de noi și în ceea ce vedeți acolo pe masă, în stânga, în dreapta, este vin oferit de domniile lor. Le mulțumim pentru ajutor, pentru sprijin, pentru că ne sunt alături și le transmitem de asemenea sărbători fericite. Am să mă îndrept acum către gazde. Deja aici atmosfera e așa cum trebuie. Și îmi dați și mie să mănânc de pe masa asta, ca să zic că mi-e cam foame. Păi, draga mea, Iuliana, ce ai vrea tu să mănânci de aici? Uite-te câte bunătățuri avem noi aici. Așa. Păi cred că dacă stau aici, nu ne ajunge emisiunea ca să gustim toate. Păi da, dacă te-o țărea din fiecare, știi? Ai zis că avem aici... Acolo e carne friptă. Da. Acolo e tocana porcului. Așa, sarmale, văd. Sarmale cu șolan. De două feluri, văd. Exact. Cred că le-au afumătură. Și aici, vai, Mihai, da. Te rog frumos să le arătăm. Aici avem sarmale cu ciolan, draga mea. Și acolo. Aici, uite, avem răci, noi le zicem răci, piftini. Uite, arată-i acolo, avem să vadă și telespectatorii niște noștri. Avem aici niște piftini, niște răcituri. Așa. Și o țâr de tobă. Bun, bun. Așa. Păi mă știu, eu nu știu cu ce să încep. Cartaboș, uite acolo. Auzi, poți să încep cu gogoș, la mine așa se numesc, deci... Nu, servește ce vrei, ce-ți dorește inimii. Cred că e mai bine. Iuliana. Da. Avem cele mai bune scoverți. Să știi că scoverzi. Eu le-am făcut nu pe ele. Nu, alea sunt uscățele. Noi le zicem scoverți. Au uscățele așa ca uscată sunt, da. Deci cred că se potrivește bine. Avem urături aici de tot felul, o mămăligă, avem cozonac. Păi nu se poate seara de Crăciun fără mămăligă și sarmale. Sarmalele fără mămăligă la noi nu merg deloc, să știi. Foarte bine, avem colaci. Deci ați gătit, masa arată bine, mulțumesc, să vedem. Dar ce colindători mai vin. Dar de lichiul lui Marcel, n-ați spus nimic. Nu, îl las pentru mai târziu, da? Pentru că am început cu uscățele. Hai că lăsăm lichiul mai târziu. Da, stai că vin colindători. Florile de albe, florile de albe, florile de albe.
Flori de mar, flori de mar. Nu se